Lucrările la Via Verde avansează și deja am trecut de partea cealaltă a căii ferate. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre ce lucrări se efectuează în această zonă și când estimați că ele vor fi gata până la urmă. Este adevărat. Termenul de finalizare rămâne același termen pe care vi l-am comunicat la începutul colaborării noastre. Cel mai probabil final de aprilie, început de mai. Așa cum bine observați, lucrurile au avansat și toate loturile aferente proiectului sunt astăzi atacate. S-au finalizat lucrurile de irigație și toată partea de iluminat pe lotul pe care l-am vizionat înainte. Acum se lucrează pe partea de iluminat. O să avem și un iluminat arhitectural foarte frumos pe dealul Sofia care se vede. S-au finalizat lucrurile de irigații. Se va amplasa pământ vegetal pe o suprafață de aproximativ 5 hectare, lucru care deja s-a și realizat și deja vom trece la partea de plantări. Vremea este perfectă și vom finaliza și acest proces. Ce fel de plante, ce fel de arbori vor fi plantați în această zonă? Se va respecta integral proiectul arhitectural și de peisagistică. Este vorba de o serie de arbuști înalți, medii și pitici. Și, bineînțeles, plante arhitecturale dedicate obiectivului nostru. Dacă pe partea cu apa ați intervenit aducând pământ pentru a face malurile mai rezistente, ce provocări ați întâlnit în această zonă, pe partea dreaptă a proiectului? Provocările sunt legate de locația existentă și de tot felul de, să spunem, rămășițe ale construcțiilor existente identificate pe teren, ce a trebuit să fie înlăturate și, bineînțeles, din nou adus pământ vegetal, exact pentru a realiza scopul acestui proiect și pentru a avea pământul optim plantărilor finale. Cât pământ a fost nevoie să aduceți? Este vorba despre o cantitate impresionantă, nu știu să vă răspund cu exactitate. Reprezentanții primăriei ne spun cu mândrie de fiecare dată că nu numai că veți respecta termenul, dar că speră sau au promisiuni că veți termina mai repede toate aceste lucrări. Cum e posibil într-o Românie în care totul se desfășoară cu dificultate și nu avem, eu știu, lucrări făcute la timp, să terminați totuși mai repede? Este vorba de dorință și de credință. Ne-am dorit foarte tare acest proiect și ne-am dorit să demonstrăm că se poate și, bineînțeles, credem că alături de echipa pe care o avem putem să aducem la îndeplinire acest obiectiv. Și asta înseamnă că veți termina mai repede cu cât timp, estimați? Prognosticul nostru este că vom termina în termen, poate vorbim de o săptămână, două înainte de termenul de finalizare. Lucrurile care se desfășoară acum la Via Verde au trecut de partea cealaltă a căii ferate, zona în care vă extindeți merge către deal și către cartierul de blocuri. Cum vedeți progresul echipelor de muncitori în această perioadă? Via Verde se întinde pe 7 hectare. În partea dreaptă aici avem organizarea de șantieri pe care o vom muta în partea cealaltă a căii ferate și aici vom face un spațiu pentru copii, un fel de loc de joacă. Și ne ducem către pod. Un proiect de suflet pentru dumneavoastră și iată că prinde contur. Mai avem doar câteva luni ne mai despart până când vom vedea acest proiect realizat. Cum s-au desfășurat lucrurile până acum? Eu sunt mulțumit. Trec zilnic pe aici de cel puțin 2-3 ori. Am discuții cu constructorul aproape zilnic. Într-adevăr sunt serioși. Noi suntem serioși, suntem într-un parteneriat. Sunt mulțumit, este într-adevăr un proiect de suflet, este un proiect practic pe un an și jumătate antamat, dar pe care noi îl terminăm, după cum a spus proiectantul, în jurul lunii mai, la sfârșit, iunie, sau cel puțin sper să terminăm până atunci. Care au fost provocările întâlnite în această iarnă și de ce nu până acum? În iarna asta n-am avut provocări. Cred că în iarna asta am scăpat. A ținut vremea cu zona asta. În primul mandat am avut cod roșu de zăpadă, după care am avut cod roșu de ploi. Am fost foarte bogat în evenimente. Iarna asta m-a scăpat. Cum apreciați lucrurile de acum înainte? Sunt chestii de finețe, vor fi aduși arbori, făcute plantările, delimitările de spații verzi și așa mai departe. Lucrările mari cred că s-au terminat. Acum sunt într-adevăr lucruri de finețe prin faptul că trebuie să fie aduși pomii la sfârșitul lunii aprilie sau luna
la începutul 1, nu, cred că pe 15 aprilie, până atunci se montează, se plantează. Vor fi montate niște pavele înierbate, totul va fi pe spațiul verde și, după cum vedeți, a fost adus pământ vegetal pentru iarbă. Pentru gazon, practic. Reprezentanții constructorului ne spun că se bucură și ei de faptul că termină mai devreme această lucrare. Ce credeți că v-a ajutat sau v-a determinat să terminați mai repede într-o Românie în care, iată, totul se întâmplă cu întârziere sau deloc? Cred că în România sunt și oameni serioși. La început am discutat cu constructorii și am spus că parteneriatul trebuie să fie într-un echilibru. Atât timp cât tu ești plătit pentru ceea ce faci fără întârziere, tu trebuie să-ți respecti termenele. Am fost serioși amândoi. Primăria s-a ținut de cuvânt și a respectat totul. Da, categoric și constructorul la fel. Și ne-a ajutat și iarna. Într-adevăr, trebuie să recunoaștem că ne-a ajutat.